A fost uh, o zi când am înțeles că Dumnezeu iubește toate popoarele. Nu știu de ce aveam impresia că Dumnezeu iubește doar românii. Serios, așa era în capul meu. Doar românii. Uh, am făcut inclusiv școala teologică, dar tot cu aceeași impresie am rămas. Doar românii. Și într-o zi am înțeles că Dumnezeu iubește toate popoarele Pământului. Toate națiunile și. Ceva s-a schimbat în inima mea. A venit o povară și o durere. Da, erau așa. Și erau împreună, și. De atunci, inima mea a început să se deschidă către alte popoare. Până atunci, noi cunoscusem, să zic, de aproape decât pe țigani. Da? Și. Dar n-am știut că sunt un popor diferit de, de români. Credeam așa. Îi credeam ceva, un fel de român mai neauș, să zic. Și am înțeles, s-au schimbat atâtea lucruri. Și Dumnezeu ne-a trimis. A văzut că ne-am deschis inima și ne-a trimis în altă națiune. Și ne-a trimis în Madagascar. Lăuda să fie numele Domnului. Ne-am rugat pentru mai multe popoare. Vreau să mergem în Malaezia. Ne-am rugat și pentru... pentru... Uh, pentru Algeria. Ne-am rugat pentru Muntenegru. Și Dumnezeu ne-a dirijat înspre Madagascar. Și aș vrea ca să vă prezint lucrarea din Madagascar și am să-i rog pe băieții din regie ca să, ca să ne arate această lucrare pe care, prin Harul Domnului și cu ajutorul bisericii o facem. Altfel am fi ca niște parașutiști, aruncați dincolo de linia frontului și pierduți acolo. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că nu suntem singuri. Încerc să vă introduc puțin și în muzica malgașă, în cadrul Madagascarului. Să simțiți un pic Madagascarul. Madagascarul la 400 de kilometri de coasta africană, cu o climă total diferită, climă tropicală. Știu că ne invidiați, așa? Mulțumim frumos! Dumnezeu ne-a dat acolo câteva lucrări în care să ne implicăm și am deschis un centru misionar care se numește Joy for Madagascar. Avem patru direcții de lucru, dar principala direcție este, este evangelizarea sau lucrarea spirituală și celelalte sunt poduri ca să-L vestim pe Domnul Isus Hristos. Câteva obiceiuri, dintre obiceiurile malgașilor, așa se îngroapă morții, ei se pun în niște în peșteri, în niște cripte, să zic, familiale sau ale satului, sau chiar în pădure se pun Așa niște scoarțe de copaci. Vedeți peste 35.000 de sate animiste, oameni care se închină la spirite. E un taxi un pic mai scump, dar nu putem ajunge la ei decât așa, în acele sate izolate. Vedeți acolo capete de vaci, în acest stâlp care reprezintă Dumnezei ai satelor. Erau 16 stâlpi sau erau stâlpi din piatră. Ei aduc jerfe acelor Dumnezei și spiritelor strămoșilor, crezând că cineva va duce jerfa la cel care a creat toate lucrurile. Câteodată, adică aproape în fiecare an, din cauza cicloanelor, ați văzut drumurile de vin canale. Anul trecut ne-a lovit ciuma care a explodat pur și simplu ciuma bubonică, ciuma pneumonică și au murit o mulțime de oameni. Am vrea să vă arătăm din lucrarea pe care am deschis-o în Madagascar. Avem un proiect pe care soția mea îl dezvoltă, îi spune didasco sau alfabetizare. Am luat copii, în Madagascar se plătește școala. Orice școală ai vrea să faci, inclusiv grădinița se plătește. Și am luat copii foarte săraci, la început 8, după aceea mai mulți, și am ajuns în final la 40, pe care îi îmbrăcăm, îi încălțăm, le oferim o masă pe zi la școlile unde sunt ei. Și de asemenea avem cu ei, avem patru profesori care se ocupă de ei. De asemenea facem școală duminicală, da? dar noi o facem sâmbătă, că duminică slujim în biserici. Și dacă la început era undeva la 30-40 de copii, acum aproape 5 ani am ajuns undeva la 100 de copii iar de sărbători, pentru că știu că dăm cadouri, avem 130. Uitați-l pe tairii, cum desenează, facem crafturi ca să înțeleagă cine e Hristos. Deseori e singurul desen pe care l-au pe pereți în casele scorojite. Avem patru, avem patru parteneriate cu școli diferite și bursele sunt undeva la 3-4 euro și tot am luat așa pe rând și am zis anul viitor mai luăm, nu mai luăm și în final, uitați că în fiecare an luăm copii și Dumnezeu ne-a portat de grijă să-i susținem la școală și ajutăm acele patru școli să funcționeze. Acum trei ani am, ne -am, dus, am dus cadouri Cornuri. În Madagascar, orezul este mâncarea de bază. Și au fost așa de încântați copii, unii nici măcar n-au mâncat vreodată uh, aluat, și mai ales a aluat dulce. Și am fost bucuroși. și am continuat proiectul în fiecare an. Avem câțiva băieți și fete, fie provin, sunt, cum era, L ați văzut, pe Dida, sau pe această fată care-s orfani, dar am greșit când am pus... Uh, uh, pe ea o cheamă Patricia, pe el o cheamă Michael sau Michael și îi ajutăm cu burse la școală pentru că ei, ei sunt orfani și n-au de unde să se susțină. Am deschis acum trei ani o școală biblică și cu păstorii cu care lucrez am decis să-i punem numele Armata Adevărului. Și le place stilul ăsta militar, probabil, așa. Și, vedeți, am avem așa module pentru 2 ani. Acum anul ăsta, anul trecut, am terminat cu 16 absolvenți. Am început undeva cu 50, dar, vedeți, pe parcurs a obosit. Evanghelizările le facem pe stradă, multe din ele. Vedeți, punem un difuzor și se adună. Mergem pe la case, oamenii se adună, cântăm câteva cântări și după aceea începem și predicăm Evanghelia. Suntem bucuroși că Dumnezeu atinge oameni și ne gândim ca oamenii să nu rămână doar atinși și lăsați așa de izbeliște și am început să plantăm și biserici în anumite localități. Am cerut uh, echipei care conduce Biserica Assemblea de Dumnezeu să ne trimită păstori. Uh, suntem implicați alături de păstorii cu care lucrăm de asemenea și în alte lucruri, cum ar fi botezuri sau... Uh, uh, cina Domnului sau căsătorii astea sunt lucruri care țin de, de, partea eclesială a bisericii. Un alt proiect pe care Domnul ne-l a făcut cadou e o colaborare cu un păstor, Andrei se numește, facem evangelizări în junglă. În junglă, așa cum ați văzut, zburăm cu elicopterul, aterizăm, sunt regi acolo în sate, și discutăm, le dăm un cadou regilor, după aceea, după aceea începem și predicăm Evanghelia tuturor oamenilor, cântăm câteva cântece, iar în unele cazuri a fost vorba să și botezăm oamenii. Anul trecut am botezat, la un moment dat, 80 de oameni aproape, 70, 80 spre 80 de oameni. Am deschis de asemenea un proiect, un proiect radio, și cu asta, un proiect, am vrut să facem un radio, și în final a ieșit un studio radio. Și cu studioul acesta -am, am început să-l multiplicăm, și acum avem câțiva băieți, trei ingineri cu care lucrăm, și împreună cu acești ingineri, împreună cu acești ingineri, facem 125 de misiuni pe lună, de câte 30 de minute pe care le difuzăm la 8 radiouri. De fapt, noi, noi am discutat cu bisericile să plătim parțial, un, uh, să plătim emisiuni de câte 30 de minute. Și în orașul nostru avem un radio laic, pentru că folosim radiourile laice. Radiourile laice sunt ascultate cam de toată lumea, știți? Iar radiourile creștine sunt un pic mai pe segment. O ascultă doar creștini. Și atunci am mers pe radiouri laice, și la noi în oraș difuzăm de șapte ori, adică șapte zile la rând. Deja facem asta de un an și o jumătate de an înainte am difuzat câte trei emisiuni. Soția mea este la școală medicală acolo. La școală medicală, domnul i-a dat Haru să fie acceptată la o școală medicală. Și după trei ani de studiu, face școala de asistente medicale și moașe. După trei ani de studiu, o să, o să primim dreptul să facem propria noastră clinică. Probabil o să fie o clinică care o să cuprindă maternitate, o să cuprindă boli tropicale, o să cuprindă pediatrie și lucruri generale. Dacă Domnul să ne mai dea altă viziune, o să dezvoltăm și lucrarea aceasta. Ea merge și e obligată să facă stagii și face și voluntariat. Stagii în clinici și în spitale, ca să-i poată susține partea practică, știți, la școală. Și asta e o mare binecuvântare, pentru că așa am putut, așa am putut să. Așa am putut să avem acces în spitale, așa am putut să avem acces. La doctori. A făcut la pediatrie practică, a făcut la chirurgie practică, a făcut practică la la clinica, la o clinică în Balavată, care are mai multe secții, în special pe partea de maternitate. Și am văzut că îi place foarte mult, face cu drag acest lucru. Și ultima dată, anul trecut, fiind la chirurgie, mi-a zis Marcel, am o mare povară pe care Iisus mi-a pus-o pe inimă, Domnul Iisus mi-a pus-o pe inimă. Hai să avem acolo câteva saloane, haide să le, haide să le renovăm. Da, acolo cu un pic de zugrăveală și eu am zis, ok, o să facem asta. Cam cât îi? Zice, na, uite, i-am explicat în termen de saloane. Am zis, na, nu, nu-i mare, vorbește cu directoarea și le facem. Și când m-am dus, nu știu, nu mi-a venit ideea să mă duc. Și când m-am dus acolo și am văzut și am măsurat 47 pe 8. Deci uriașă, foarte mare. Și am luat-o prin credință și am cerut ajutor Domnului, am renovat-o și a fost o mare binecuvântare pentru ei. Lăuda să fie Domnul pentru asta. Am construit de asemenea biserici în Madagascar. Am construit clădiri, am ajutat nu doar la plantarea de biserici, dar am văzut că sunt foarte săraci și atunci am construit și biserici. Am construit mai multe biserici, am construit patru biserici în dur, adică din cărămidă, și am construit alte biserici uh, în junglă, din material tradițional. Cam acestea sunt lucrurile despre care unele au fost prezentate, unele nu au fost prezentate. Uh, Aș vrea ca să vă încurajez cu câteva gânduri, cu câteva gânduri din Evanghelia după, Evanghelia după Marcu, capitolul 16, și voi citi câteva versete, iar apoi am să vă spun titlul predicii. Evanghelia după Marcu, 16, începând cu versetul 15, am să citesc secvențial doar 15 16 19 20 deși știu că toate versetele fac parte din evanghelie și toate trebuie să le împlinim. Apoi Domnul Isus le-a zis: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei, adică ucenicii, au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl, care îl însoțeau. Amin. Titlul predicii este Ocazii pentru o viață de plină. Ocazii pentru o viață de plină. Și rog pe Duhul Sfânt să ne atingă inimile, să ne cerceteze, să ne ofere din pâinea vieții fiecăruia miez sau Dumnezeu nu dă miez, dă bucăți mari, așa care să ne fie bune pentru inimă, sau să lase ca un medicament, ca un balsam peste inimile noastre. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Cred că fiecare dintre dumneavoastră a simțit frustrări legate de pierderea, să zic, unui autobuz, da? Aștepți, aștepți în stație și la un moment dat te gândești, mai ar trebui să, ar trebui să vorbesc cu omul de acolo, din gheretă. Și zice, doamnă, îi cer mai multe detalii și zice, hai să-i cer și un bilet. Și în timp ce ea nu găsește restul, autobuzul vine și după aceea și pleacă. Și ești așa de frustrat, zici, a, mi-a plecat autobuzul, n-am putut să iau mai repede biletul sau n-am putut să-mi văd de treabă. Sau poate ați pierdut vreodată un tren. Ați fost grăbiți, v-ați dus, dar probabil... Probabil nu v-ați așezat bine lucrurile și când ați ajuns la gara, trenul tocmai a plecat. Sau poate pierderea unui avion, nu știu. Mie nu mi s-a întâmplat să pierd vreodată avionul, dar am prieteni care au ajuns frustrați la aeroport, erau grăbiți și au ajuns după aceea frustrați pentru că tocmai se închisese în fața lor poarta. Și au zis, ne pare rău, următorul avion, da? Pierzi biletul și e supărat. Aș vrea să vă vorbesc despre două substantive astăzi. Unul, amândouă, vin din greacă și anume, aș vrea ca să conștientizăm timpul în viața noastră. Asta ar fi punctul 1: conștientizarea timpului în viața noastră. Noi trăim sub două aspecte, viața sub două aspecte. Și unul dintre ele este cronosul sau viața normală care se desfășoară. Eu am intrat în 1974 în lumea aceasta și istoria mea se va derula, nu știu, până când, până când Dumnezeu va îngădui să se îngăduie. Eu mă rog să ajungă departe, da? Să fie până în 2074. Dar poate că Domnul o să vină mai repede. Sau poate că eu voi pleca mai repede la Domnul. Nu știm niciodată. Aceasta este viața noastră. Un timp care este linear, aici în, în... și se scurge, 1900, 2018, 19, 20, sau, să zic, un timp care este circular în țări, cum e Madagascarul. În Madagascar nu contează, nu contează la cât îi... De fapt, nici nu au programe, știți, la cât vine autobusul, ci când e plin. Când e plin, pleacă. Nu e plin, aștept. Și omul strigă. Cine mai vine? Cine mai vine? Mai sunt locuri libere. Și mi s-a întâmplat să stau de la 10 până pe la 2, da, ca să merg din, să merg din Antananarivo în orașul nostru, în Anțirabe, la 200 de kilometri. De ce? Pentru că pentru ei nu e așa de important timpul, ci e important evenimentul. Adică te duci, da? O să te duci, nu contează când te duci. Asta ne-a produs mari frustrări ca și europeni la început, dar, dar a trebuit să acceptăm, da? Am mai învățat un lucru de la malgași. Ei vin la noi, stau de vorbă cu noi, povestesc, dar nu ne zic pentru ce au venit. Decât în final, când ești tu, vrei să pleci tu la evenimentul tău, el zice, hai să spun pentru ce am venit. Și te frustrează că nu știi scopul și durata vizitei, decât când, când e gata să iasă din prac. Și un pic ne-am virusat și noi cu lucrul acesta. Din păcate. Și sunt multe alte obiceiuri interesante să ne adunăm la, la biserică, la slujbele Divine. Nu sunt așa malgașii. Sunt surprinzători. În loc să ajungă la ora 9, da? ei ajung undeva la 7 și se pun în genunchi și se roagă, se roagă, se roagă. Dar, în general, pentru ei este important evenimentul. Evenimentul, ne dăm întâlniri și deseori zicem după care ceas. După ceasul malgaș sau după cel european? Pentru că întâlnirea e la 9, iar la 10 sunt, Pastor, mantra, unde sunteți? Ați zice, acum am ieșit pe poartă. Și mai știu că mai are încă vreo 20 de minute până ajunge. Și la început era frustrant. Acum e normal, ne-am obișnuit. Și este partea cealaltă a timpului, care de obicei noi nu o folosim. Este substantivul Cairos. Cairos. Înseamnă ocazie, înseamnă oportunitate, înseamnă o ușă deschisă. Asta ar veni... În viața unui om, Dumnezeu ne lasă să trăim în cronos, dar ne oferă câteva cairosuri. Cairosuri diferite, da? Unii, da, unii pierd o afacere bună și zic de eram pe fază de eram pregătit pentru oportunitate, de aveam banii, ce perfect era. Și uh, supărați, frustrați că, au, frustrați că au pierdut acel Cairos. Uh, vedeți, economia e în niște cicluri care se repetă undeva la 17 ani. Urcușuri, căderi, uh, vrei să-ți cumperi un apartament? E bine să aștepți un Cairos, da? o ușă de asta când, bum, a căzut totul și toate apartamentele s-au ieftinit. Și atunci poți să cumperi. Și dacă vrei să vinzi, da, aștepți un cairos invers, da, când toate au crescut și acum a vinzi, da, și îți pui bani deoparte ca să ai... Vă vorbesc despre lucrurile acestea pentru că vedem în acest text al Domnului Isus Hristos un cairos, un cairos, Domnul Iisus îi trimite și le spune Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură Și imediat în versetul 20 vedem Iar ei au plecat și au propovăduit pretutinde Lăudați să fie Dumnezeu Pentru că au profitat de cairosul lor Dar să știți că nu a fost ușor cairosul lor pentru că îi vedem pe ucenici stând în Ierusalim și bucurându-se împreună, în frățească, în rugăciuni, în frângerea pâinii, în învățătura apostolilor. Și numai nu vreau să plece, da? Domnul Iisus le-a zis, voi veți primi putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Iudeea, Samaria, și până la marginile pământului, iar ei nu vreau să plece. Și în final, Domnul a trebuit să îi împingă, să se întâmple fapte opt cu unul, da? Și Saul sufla amenințarea împotriva bisericii, da? Și a scuturat bine Dumnezeu barca lor și... Au fost obligați să iasă din zona de confort și să plece. Datorită persecuției, au început să plece în încoace, au început să meargă în col, în cealaltă parte, au ajuns, au ajuns în Samaria, a ajuns Filip în Samaria, a ajuns Petru pe, în, pe malul Mării. Pe malul mării Mediterane, s-a dus apoi mai târziu Apostolul Pavel sub călăuzirea Duhului Sfânt, a intrat în Europa, în Macedonia, în Grecia, în Asia Mică. Punctul al doilea, pentru că vreau să vă exemplific ceea ce v-am spus. Dumnezeu ne oferă ocazii pentru salvare. Ne spune în Sfânta Scriptură, Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în Isaia, capitolul 55, cu versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme iese aproape. Ce am observat în viața mea și în viața altora, deși Dumnezeu și Cerul e deschis întotdeauna pentru noi, sunt momente, așa când conștientizăm că acum am putea să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dar parcă stăm așa, știți, ca triunghiul ăla, stă pe, stă pe un unghi și nu știe în care parte să se așeze. Dacă atunci omul se așează corect pe calea lui Dumnezeu, atunci el va trăi sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă nu se așează corect, da? dacă respinge chemarea, acesta este un cairos. Aș vrea să vă dau câteva exemple din Sfânta Scriptură pentru cairosuri pentru salvare. Chiar dacă o să fie cairosuri pentru salvarea vieții. Mă uit în Genesa, capitolul 6. Genesa, capitolul 6, vedem pe Noe că îl vedem pe Dumnezeu privind la lume și constatând, este stricată lumea. Și Dumnezeu zice, am să distrug lumea cu tot ce este pe ea. Dar în acea generație, el a găsit un om care era mai ales, mai după inima lui, iar numele lui era Noe. Și Dumnezeu a zis, am să-l salvez pe noi și familia lui. Și Dumnezeu îi vorbește lui Noe să-și facă o corabie și îi dă dimensiunile după care să le facă. Și îi dă un timp. După unii au fost 120 de ani, pentru că Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, după alții 100 de ani. Nu contează. A fost o perioadă destul de lungă. Hai să spunem, a fost peste 50 de ani să construiești o corabie nu e un lucru mic, da? nu e un lucru de, de, un an, doi. Eu am fost acolo pe malul, pe malul Mării Mozambicului și am fost surprins să văd un bărbat care construia o corabie. De 9 ani lucra la corabia lui. Avea undeva la 12 metri și tonajul era de 16 tone, așa, corabie. Dar ce am fost surprins acolo să văd că sunt așa de, sunt așa de anti vechi și de demult. Oamenii folosesc, folosesc corăbii, da? Așa cum le vezi în filme, în filmele mai vechi, cu piraci, așa sunt corăbile lor. Și când intri să o vizitezi, are un miros dulce de pește și de alte lucrări, de nu știu cum să ieși afară mai repede. Dar ei trăiesc acolo cu familiile lor, pe corabile astea, și se duc. Se duc din micul port, din Murundava, ies și coboară pe Marea Mozambicului, nu foarte departe de coastă, nu știu cât a rezista, dar poate că ar rezista. Și transportă mărfuri într-o parte și în alta. Și bărbatul ăsta uh, făcea de noua neocorabie și zice la anul no termin. Am fost și la anul, n-a terminat-o. Doar visa, da? Pentru că o corabie e o treabă, e o lucrare mare. Și din economiile lui, din economiile familiei, cumpăra lemn de catrafai, spunea el, care e un lemn solid la apă și construia corabia asta. Și uitați-vă la noi cum construiește această corabie timp de, hai să spunem, un 50 de ani, 100 de 50 de ani, rămânem la 50 de ani. Și în tot timpul ăsta, pe măsură ce se înălța corabia, el a fost o mărturie. Că Dumnezeu o să distrugă lumea. Că Dumnezeu i-a oferit lui o soluție unică. Această corabie. Ca oamenii să fie salvați dacă vor naviga alături de el. Și probabil oamenii au început să râdă la început. După aia au văzut că treaba ia proporții și că lucrarea e tot mai mare. Hm. Mai oare ce-o fi cu noi? Pentru ei a fost un cairos. Cum poate fi pentru noi cairos faptul că avem libertate? Avem libertate de o anumită perioadă. Într-o zi poate să se închidă libertatea. Dar a fost un cairos pentru salvarea oamenilor. Și au trecut ani, corabia a devenit mai mare și într-o zi era finalizat proiectul și Dumnezeu a zis, Noi intră în corabie. Tu, familia ta, probabil Dumnezeu a pus un sentiment, un, nu știu, un simțământ în animale să vină și el a trebuit să le aleagă. Voi viață, voi moarte. Voi viață, voi moarte. Voi viață, voi moarte. Pentru că știa că se va întâmpla o catastrofă imensă. Și cei care au profitat de Cairos au fost salvați. Cei care n-au profitat de Cairos, degeaba au bătut după aceea. Noie, noie! deschide, deschide. Nu s-a mai putut face nimic. Dumnezeu ne spune Biblia și-a corăbiei. Dumnezeu ne oferă ocazii pentru salvare ca irosuri pentru salvare. Mai vin într-un exemplu, Genesa 19. Lot, Lot, vizitat de niște îngeri, care erau să fie abuzați de niște oameni netrebnici, da? Și îngerii spun lui Lot, strigă împotriva Sodomei și Gomorei, a ajuns la Dumnezeu. Am venit să distrugem, cetățile astea. Pe cine ai în casa ta? Fii, fice, gineri, nepoți? Ei pe toți! Și haideți să ieșiți ca să fiți salvați. Și se duce, avea două fiice care nu erau măritate, și se duce el și bate la ușa ginerilor. Avea fice care erau măritate. Și probabil că avea și nepoți. Și zice, haideți, uită, e o situație de urgență. Uite, e noapte târziu, câteva ore, câteva ore, până la răsăritul soarelui. Dacă nu părăsim orașul, o să murim, o să murim toți. Și ei, probabil, treziți cu noaptea în cap, au zis, băi, socrosa noastră, de nu fi luat ceva la bord, da? Ei credeau că glumește. Ei așa credeau că glumește. Și pentru că n-au luat în serios, avertizarea peste câteva ore. Cred că-și smulgeau părul, cred că urlau, cred că ziceau ce nebuni am fost, am ratat oportunitatea asta, am ratat ușa asta deschisă, ne-a anunțat, a venit și a plâns și a insistat. Să nu credeți că noi a zis bine, bine, ok, haide, vă las. Eu cred că a plâns, eu cred că a insistat. cine își vrea fi ca mort? Cine? Cine n-ar smulge și din foc? Cine n-ar sări după ea? Zadarnic. Pentru că ei credeau că glumește. N-au luat în serios. Iar după aceea a fost o mare tragedie pentru ei, din păcate. Pentru că au ratat Cairos-ul pentru salvarea lor. Mă mai, mai uit la un Cairos, da? Că nu sunt cairosuri care se termină numai negativ. Iona se duce și predică Evanghelia, da? Un cairos fără nicio șansă. Și el strigă, da? Dar strigă așa cu jumătate de gură că, că era fricos, da? Și eu aș fi fost ca el, cred că și mai e fricos. Așa și eu între malgași, da? Fricos, dar Domnul ne dă curaj. Și strigă cu jumătate de gură, încă 40 de zile și cetatea asta o să fie nimicită. Și culmea că ceva ce părea că nu o să-i salveze, eu cred că abia aștepta în inima lui. Na, bine ar fi să vină nenorocirea peste toți. Și se întâmplă ceva dintr-un mesaj care nu avea nicio șansă să schimbe o națiune. Dumnezeu îl folosește și îi schimbă națiunea. națiune. Lăuda să fie Domn. Câteodată, așa și predicile noastre poate, zicem cu jumătate de gură și zicem și noi ca și ăla. Dacă la început țineam pancarda asta strigând, da, striga ceva contra, guvernului, contra o, contra guvern, să zic, acum o țin ca să cred eu încă lucrurile astea, știți? Pentru că ceilalți nu mai credeau, ziceau: pleacă, lasă-ne. Și uite că Dumnezeu ia un mesaj, atinge inimile oamenilor, îl duce pe căi neștiute până la inima împăratului, și tot poporul se apucă și postește. Și tot poporul care, de fapt, nu se închina Dumnezeului Creator, care, care erau păgâni, toți oamenii ăștia își schimbă inima. Și Dumnezeu zice. Cum să ucid atât oameni? Cum să ucid? Cred că 120.000 de oameni. Nu pot. Inima mea, caracterul meu. Eu nu sunt așa. Și așa e de supărat profetul. Așadar, un cairos de care s-a profitat. Filipeni, capitolul 16. Vedem un alt cairos. Se cutremură ușile închisorii și cel care conducea închisoarea zice <laughs> cred că au fugit de ținuții. Acum o să fiu condamnat la moarte. De ce rost tare să lasă că mă omor eu? Și ia sulița și apostolul Pavel strigă, stai omule, nu-ți fă niciun rău. suntem aici toți, da? Suntem aici. Și omul ăsta, dintr-o dată, ceea ce bat jocorea, începe și întreabă și cade în genunchi la picioarele lor și zice, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? înainte cu, înainte cu câteva ore, îl durea în cot. Dar să evit oportunitatea asta. Ce să fac ca să fiu mântuit? Și Apostolul Pavel îi spune, crede în Domnul Isus, tu și casa ta și vei fi mântuit. Și toată casa lui, plină de veselie, peste oră le lega rănile, îi spăla, îi aranja au făcut o masă mare și un botez. Lăudați să fie Domnul! Dumnezeu ne oferă ca irosuri pentru salvarea sufletelor noastre, pentru salvarea vieților noastre, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de sufletele noastre. L-a trimis pe Iisus Hristos să moară pentru noi, să moară în locul nostru. Gândiți-vă, eu nu vă cunosc, dar poate sunteți unii dintre dumneavoastră așa, prin trecere, ca și mine, de fapt. Și a zis, oare ce o să găsesc acolo? Astăzi, Dumnezeu o să deschide un cairos și îți spune, vino și împacă cu mine. Am făcut deja tot ce trebuia. Nu trebuie decât să accepți pe Fiul meu, ca Domn și Mântuitor în viața ta. Și viața ta o să fie total schimbată. Doamne ajută-ne să profităm de astfel de cairosuri. Și există un alt cairos, al treilea punct. Dumnezeu ne oferă cairosuri sau ocazii pentru slujire. Ocazii pentru slujire. Mă uit la Iona, pentru că am vorbit de Iona. În capitolul 1. În capitolul 1, Dumnezeu îi spune, Iona, du-te la Ninive și du mesajul ăsta. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Și Iona ne spune: Biblia că se urcă într-o corabie, își plătește biletul și fuge departe de fața Domnului. Iona s-a sculat să fugă la tars, versetul 3 departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafo sau la Iope, a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei, s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii. Departe de fața Domnului. Uite că avea și el în sfârșit o ocazie mai să facă misiune. Da? Și biletul Domnul probabil îl asigura, protecția, probabil, i-o asigura, dar i-a fost frică, da? Și el a zis, mă surprinde că zice, departe de fața Domnului. Dumnezeu nu știe nota. Dumnezeu stă aici, în Israel, dar mă-i duce acolo, oare o să fie cu mine? Cumva l-a văzut pe Dumnezeu, un Dumnezeu limitat, Dumnezeu local și a zis, na, acolo... Nu mă mai ajunge, nu mă mai atinge, nu mai are influență. Poate și asta i-a produs frică, că nu l-a văzut un Dumnezeu care a creat cerurile și pământul, care ține toate lucrurile cu puterea lui. Și a zis, cred că dacă ies de sub, de sub jurisdicția lui, gata, singur acolo, și o să mă căsăpească oamenii de acolo. Și el fuge departe de fața Domnului. Dumnezeu i-a oferit o ocazie de slujire. Dar totuși, Dumnezeu e bun cu el. Îl recuperează. Îl recuperează. Nu știu după ce a fost vomitat de pește, scuzați expresia, mai dură, cum arăta. Dar cu siguranță că nu arăta foarte bine, după ce stai în acidul gastric, da? nu areți foarte drăguț. Așa. Și vedem că Dumnezeu îi spune în, vers în capitolul 3, vedem asta. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Ce har a avut Iona, așa este. Putea să nu -i mai vorbească, putea să-i spună Dumnezeu, știi ce? Ești un profet de doi bani, da? Și mi rușine de tine. Ai fugit de mine, te temi, mă vezi un Dumnezeu slab, acum Iona. Ultima bancă, da? Nici măcar profeții, nu-ți mai dau nimic. Gata. Dar Dumnezeu îl recuperează, restaurează și îl remodelează. E drept că era un pic schimbat, inclusiv fizic, dar Dumnezeu îl folosește. Îl învață niște lecții, îi modelează caracterul și viața. Și el e așa de surprins. Eu nu cred că. L-a descoperit el pe Dumnezeu, așa cum zice, decât în final. Zice, știam. o, Doamne, nu este aceasta. Tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea. Tocmai lucrul ăsta vreau să vreau să-l înlătur fugin la tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te, te căiești de rău, lăuda să fie Dumnezeu nostru. Nu știu de ce nu a scris, am descoperit că ești un Dumnezeu nelimitat. Am descoperit că ești un Dumnezeu care toate le ții. Că tu vezi până la capătul pământului și de privirea ta nimic nu-i ascuns. Că scuturi Marea, că poruncești animalelor și ele te ascultă, că poruncești fenomenelor fizice sau fiziologice, noștri, fizice din natură și se pornește furtuna și Marea se liniștește când zici tu. Cred că a descoperit lucruri frumoase alături de Dumnezeu. Pentru noi. Mersul în Madagascar a fost un cairos. Aveam 37 de ani atunci, 38, așa ceva. Când eram într-o biserică și încurajam biserica să meargă pe câmpul de, pe câmpul de misiune prin, prin cineva, printr-un misionar în Namibia. Și în timp ce predicam, așa Dumnezeu mi-a dat o, nu știu, o impresie, era să zic impresie profetică, nu știu. Așa era, pur și simplu am auzit o voce puternică în mintea și în inima mea. Și mi-a zis, nu mai predica despre misiune. Iați ți familia, du-te pe câmpul de misiune și dă exemplu de misionar. Să predici perfect, dar ia să vedem cum practici. Și atunci m-am speriat, m-am speriat, m-am speriat. Și am zis, Doamne, da, eu mă simt foarte bine unde sunt. Și chiar fac foarte bine lucrarea. Și vezi că și cel mai tare în parcare, în privința asta. Și îmi plăcea, chiar îmi plăcea. Ne mutase, ne mutase răm de doi ani în apartament nou și am zis, Dumnezeu, Dumnezeu glumește cu noi. Am zis chiar, Dumnezeu își bate joc de noi. Așa gândeam, eram supărat. De ce? Nu suntem bine aici. Am venit acasă și am vorbit cu soția mea. Și am zis, acum ea o să-mi confirme. <ră> și ea mi-a zis, când ne facem bagajele? Hopai! Știi, și așa am tremurat. Am tremurat, am tremurat. Dar cum să mă duc eu? Cum să merg ca misionar? Nu mi-am dat seama ce oportunitate mi oferă Dumnezeu atunci. Vreau să vă spun că misiunea mi-a schimbat inima. Mi-a schimbat percepția despre Dumnezeu. M-a făcut să-L iubesc mai mult. Mi-a schimbat percepția despre oameni. M-a făcut să iubesc mai mult. M-a făcut să văd alte popoare, da? Să le văd la propriu, nu doar la figura, da? Știi? E fain să, nu știu, te rogi pentru alții, da? Și pui mâna pe atlas, da? Dar e alta când te rogi cu mâna pe ei, da? când miros, când nu știi ce boală poți să iei, da? când au păduc și vezi cum s-ar, tac, 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 așa, când încep să miros și tu ca ei, da? Și când, na, când vezi viața lor, când atingi oamenile proși sau și zici, oare se ia? Nu se ia, Doamne, păzește-mă. Serios, Iar cumva. Dar vreau să vă spun că a fost cea mai mare binecuvântare. Cea mai mare binecuvântare. Recunosc, după căsătorie, da? După primirea Domnului Iisus în viața mea, după căsătorie și după, nu, după nimic altceva, să merg ca misionar a fost o mare binecuvântare. Și consider acum că e o mare binecuvântare. Dumnezeu ne-a schimbat, ne-a modelat, ne-a transformat. Lăudați să fie numele Lui în veci de veci. Și, și vreau să vă mai spun încă de cineva despre Ioan Marco. Ioan Marcu, în fapte 13. Ioan Marcu merge ca misionar, ajunge ca misionar, dar se obosește. Vede în cipru ce lupte spirituale sunt, era alături de Apostolul Pavel și de Barnaba. Și după ce a văzut, probabil, toate confruntările alea spirituale, când au fost să intre în Asia, Mica a zis, gata, mi e suficientă experiența, nu vreau mai mult. Și așa a fost de apostolul Pavel pe el, că n-a mai vrut să-l ia în echipă. A zis, lași, n-au ce căuta în barcă, afară cu ei, da? Și din cauza asta s-au făcut două echipe misionare. Vedem asta în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Spre Cipru a luat-o Barnaba, preună cu Marcu, iar înspre Asia s-a dus Pavel cu Sila. Nu cu Sila, dar cu Sila totuși, da? Și au avut, Dumnezeu a binecuvântat lucrarea care au făcut-o. Lăudați să fie numele Domnului. Și aș vrea ca să, să concluzioneze pentru că și timpul s-a dus și aș vrea ca întrebare din concluzie să fie aceasta. Cum răspunzi la ușile deschise pe care Dumnezeu le aduce în viața? Dumitale. Cum răspunzi? O să răspunzi cu nepăsare ca oamenii din vremea lui Noe? Astăzi ne spune Biblia. Dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Deschide-ți inima. Lasă-l să locuiască în viața ta. Lasă-l să intre. O să guște o fericire. O să, uh, o guște liberare de povara păcatului, de vinovăție. O să guști, o să guști iertare. O să guști pacea. Care întrece orice pricepere laudat să fie Domnul. Cum răspunzi la ușile deschise? Cu bagiocura, ca și ginerii lui Lot după aceea o să-ți dai seama că Dumnezeu pentru tine a deschis ușa aia. Și tu n-ai făcut nimic. Sau o să răspuns cu pocăință ca oamenii din Inive? V-am spus, Dumnezeu ne oferă ocazii pentru salvare și pentru lucrare. Pentru a face ceva mai mult. Ești în biserică, dar vrei să te implici, vrei să mai faci un pas, vrei să îl cunoști pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, vrei să mă cunoști? Perfect! Hai să vezi miracole, hai să vezi eliberări, hai să vezi aia și aia. Doamne, nu vreau, mi-e frică, Doamne, mi-e teamă. A, vrei să vezi și alte experiențe? Du-te acolo! Doamne, nu, că e greu! Poate tu nu ești cu mine. Astăzi vă îndemn și vă încurajez. Lăsați-l. Lăsați că provocările lui Dumnezeu să vă atingă inima. Am știut că dacă închid ușa asta, la 37 de ani, s-ar putea să nu se mai deschidă niciodată. Și aș fi plâns după aia. Aș fi zis, Doamne, nici nu știu ce s-ar fi aflat dincolo de poartă asta. Iar acum mă zic, wow! Ce har am avut! Ce bine cuvântare! să fie numele Domnului pentru toate aceste lucruri. Astăzi vă chem. Să vă gândiți la această întrebare. Dacă Dumnezeu vă deschide uși deschise, dacă Dumnezeu vă deschide uși, dacă Dumnezeu vă dă oportunități, profitați de ele. Dumnezeu să vă binecuvânteze.